Bun găsit, dragii mei! Este cunoscut publicului larg, mai ales pentru hainele superbe pe care le îmbracă femeile delicate, puternice, romantice sau îndrăznețe. Dar creativitatea s-a pus în slujba frumosului, nu se oprește aici, reușind să pătrundă în lumea artistică și adunând aplauze și recunoașteri acolo unde este solicitată prezența. Dincolo de incontestabila sa titulatură de creator de modă, dincolo de faptul că este cunoscut pentru analizele critice făcute săptămânal în cadrul matinalului de la Ethno TV, dincolo de ambiția pe care a avut-o ca să ajungă până aici, am alături azi un om sensibil și uimitor. Despre voință, ambiție, despre sensibilitatea spiritului său creativ, despre copilărie, dragoste și neîmpliniri, azi alături de Florin Burescu, un prieten sincer, cum puțin mai găsești azi. Bine ai venit, dragul meu! Bine te-am găsit, draga mea, și mulțumesc din suflet pentru invitație. Să știi că după mult timp am emoții foarte, foarte mari și de mult îmi doream să purtăm așa o discuție unde să cuprindem cam tot ceea ce oamenii știu mai puțin despre activitatea mea, despre viața mea. Se spune des că sensibilitatea nu aduce de la sine și foarte multe satisfacții. Tu ești o persoană sensibilă. Sunt o persoană sensibilă. Nu știu neapărat dacă am avut de pierdut. În schimb, cu siguranță, multe rezultate au întârziat să apară datorită acestei sensibilități. Datorită faptului că mi-a fost greu să insist, mi-a fost rușine să insist și am așteptat. Chiar dacă acele dorințe au venit la un moment dat, au venit după mult, mult timp. Dacă aș fi fost probabil mai impulsiv, dacă aș fi fost mai tupeist, mai angrenat în lumea asta showbiz-ului cu răutate, sigur aș fi avut mai mult de câștigat, dar nu pe termen lung, ci pe termen scurt. Florin, spune-mi, ce sunt părinții tăi? Îți poți explica plecarea ta spre artă ca moștenire de familie? Nu cred că e moștenire de familie. În schimb, părinții mei au fost bugetari, tata acum este la pensie, mama încă mai lucrează. Să fie sănătoși. Să fie părinții tuturor sănătoși, că asta este cel mai important și să-i prețuim, pentru că sunt cele mai dragi persoane din viața mea, sunt oamenii pentru care oricând, ori ce și oricum aș face, nu aș sta să mă gândesc de două ori dacă ar fi să, nu știu, să-i ajut, să-i văd, să cred că ar fi primele persoane pe care le-aș da tot ce am eu. Mi-e foarte greu să vorbesc despre părinți, pentru că iubesc atât de mult, pentru că le sunt atât de recunoscători și pentru că ei au contribuit la ceea ce eu sunt azi, încă de la primii pași în viață. Când spui mama, la ce te gândești? Când spun mama, mă gândesc la eroina vieții mele, la omul care a făcut din tot, din nimic tot, omul care a lăsat orice pentru a fi mie și surorii mele bine, la fel cum a făcut și tata, de altfel. Și despre tatăl tău? Un om puternic, cel mai puternic psihic pe care eu l-am cunoscut. Și cred că omul care încearcă să aducă numai bine. Ți-am văzut ochii în lacrimi, am văzut cum te cuprinde nostalgia și starea de emoție și aș vrea să-mi spui, făcând referire la ceea ce ai afirmat puțin mai devreme, că mama a făcut din nimic totul. Să înțeleg că ai avut o copilărie nu tocmai ușoară. Da, din păcate, la vârsta de 7 ani, tata a suferit un accident la locul de muncă și acel accident ne-a schimbat complet viața. A schimbat liniștea familiei, a schimbat confortul familiei, a schimbat tot. Ce s-a întâmplat? Atunci când tata lucra la dezbenzinare, o întreprindere ce se ocupă cu petrol, cu gaze și toate cele, a avut loc o explozie, a avut arsuri
destul de grave, aproape că medicii nu îi mai dădeau șanse la viață și a încercat, a reușit și sunt mândru de el că în ziua de azi este lângă noi, este bine, poate desfășura orice activitate, chiar dacă mai sunt câteva semne să acolo. Să înțeleg că a avut loc o explozie? Da, o explozie, o acumulare de gaz. La un moment dat s-a produs o flamă și acea explozie a devastat tot ce a fost în zonă, inclusiv 3 oameni, tata și încă 2 colegi. Cel mai grav grad de arsură a fost la el. Mâinile distruse complet, fața și o parte a corpului. Când ți-ai revăzut tatăl după acest incident, voi mici fiind, ați conștientizat tragedia care vă acaparase? Nu am conștientizat foarte, foarte noi tare, pentru că au știut mama, pentru că el nu putea gestiona foarte bine lucrurile, dar mama a știut să gestioneze în așa fel încât să nu simțim, ci să ne facă un pic responsabili, să știm să pășim singuri, pentru că ea nu mai putea fi alături de noi, avea nevoie de foarte multe joburi, la un moment dat, cred că 4 joburi simultan și a fost copleșitor pentru ea, muncă foarte multă și de noi nu se mai putea ocupa. Dar, în schimb, Dumnezeu a adus 2 îngeri în viața noastră, pe lângă bunicii materni și paterni, cei care se aflau la o distanță destul de mare de noi, au apărut 2 bunici, pentru că eu îi consider bunici, 2 vecini, neavând copii, au avut grijă ca noi să mergem pe drumul cel drept. Pentru că știi cum în momentul în care te vezi singur, te vezi că ai totul la dispoziție, adică poți să pleci când vrei, să faci ce vrei, te captează anumite anturaje, te captează anumite persoane care nu vor ce bine de la viață. Iar noi am fost atrași de aceste și eu și sora mea până în momentul în care ne-am dat seama că părinții noștri au suferit și suferă foarte mult și au destule greutăți, încât încă o greutate în plus ar fi poate fatală. Și ne-am trezit la realitate și am decis ca din acel moment să le aducem doar bucurie părinților. Părinții mei n-au știut niciodată când mie mi-a fost cu adevărat greu și nici nu vreau să știe. Au avut prea mult greu în viață încât să li-l mai pun pe suflet și greul meu. Și am încercat să-i fac mândri de mine, am încercat să arăt tot timpul bunătatea pe care ei mi-au insuflat-o încă de mic. Sunt cuprinși acum de fericire și împlinire și mândrie, așa cum ai spus, pentru ceea ce văd. Da, eu asta simt din partea lor. Le simt mândria, le simt bucuria de a mă vedea, uite, aici în fața camerelor. Și tot aici în fața camerelor, cred că este momentul să le spui de ce ai ferit și să ne spui și nouă momentul acela de greutate pe care tu n-ai vrut să-l alăți și cu care nu ai vrut să îi împovărezi pe dumnealor. Păi, nu știu, au fost mai multe momente. Momentul cel mai dificil a fost în clipa în care m-am mutat în București. Dar până acolo eu am decis, de la vârsta de 14 ani, am semnat un contract cu o televiziune locală din Craiova și am decis că din acea clipă să nu mai au niciun leu de la ei. S-a întâmplat lucrul ăsta foarte mulți ani de zile și sper să se întâmple toată viața. Pentru că chiar dacă ei acum sunt într-o situație ok, n-au fost mulți ani au suferit din această cauză. Și mergeam și împărțeam pliante fără ca ei să știe să-mi pot câștiga, nu știu, fondul clasei, cheltuielile din timpul liceului. Am mers și am vândut în piață roșii, castraveți și tot ce se putea. Am vândut hăinuțe, aproape orice am vândut. Și de aici a început greul pe care eu nu-l lăsam să iei să-l vadă, pentru că automat un părinte când vede că copilul lui este sugrumat de greutăți, își face mult mai mult rău decât bine. Și la vremea aceea părinții tăi nu știau că tu faci sacrificiile astea? Nu, pentru că ei
dormeau în spitale. Ei, mama fugea de la serviciu direct la spital la tata, el săracul mereu operații, are peste 14 operații cu anestezie totală. Și automat ei și-au petrecut tinerețea, pentru că vorbim de la 35 până pe la vreo 40 de ani, prin doctor și spitale. Și atunci ei nu știau ce fac eu acasă, ei credeau că stau și mă joc normal. Nu-mi pare rău, dacă ar ferească Dumnezeu, dacă ar fi să o iau de la început, aș face la fel, poate mai multă muncă decât am făcut. Și mă bucur pentru că lucrul acesta m-a făcut să devin un om responsabil, un om care nu așteaptă nimic gratis, ci muncește pentru fiecare pas și fiecare leuț pe care îl câștigă. Poate că la un moment dat de asta nici nu câștig niciodată, eu n-am câștigat bani la concursuri, mașini, nimic. De-aia nici nu joc la astfel de concurs, pentru că simt că banii nemunciți pe mine nu mă fac fericit. Revenind un pic în trecut, o singură dată am mai vorbit în fața publicului despre acest aspect, dar nu o să vreau să vorbesc foarte mult, vreau să-mi clădesc imaginea pe munca mea și nici de cum pe povești lacrimogene și așa, dar sper ca, așa cum eu am învățat din poveștile de viață ale altor artiști, să învețe și generația ce mă urmărește din experiența mea. Acum 10 ani, când am pornit spre drumul acesta al fashion-ului, al modei, al frumuseții, am început cu papioane unisex. Și eu recunosc că am recunoscut și nu mi-e rușine să o spun, eu iubesc televiziunea, iubesc camerele de filmat. Simt că aici mă regăsesc și îmi pot spune atât ofurile cât și bucuriile. Și atunci am început să-mi promovez foarte mult activitatea prin emisiunile la care eram chemat sau ceream să fiu chemat. Și în momentul în care am pășit în București, era a doua oară, mai trecusem o singură dată cu părinții când mergeam la mare la 4-5 ani. Pot spune chiar că a fost prima dată când am coborât din tren. Și trebuia să merg la o emisiune. Am ajuns la ora 4-5 dimineața, ceva de genul, cu trenul de la Craiova. Iar de la Gara de Nord până la Romexpo am mers pe jos, întrebând din om în om. Fiecare spunea, ia autobuzul X, ia autobuzul Y, ia metrou, ia troleu, ia... Fiecare avea o variantă, eu nu puteam să iau pentru că nu aveam niciun leu în buzunar. Aveam doar banii de întoarcere pentru biletul de tren. Și atunci am mers pe jos, am ajuns la ora 9, am mers vreo 4-5 ore. Cine e din București cunoaște distanța de la Gara de Nord la Romexpo, adică e o distanță destul de mare. Iar au fost papioane ulterior, plimbate, nu? Au fost plimbate săracele și răsplimbate. Și ulterior au început să se lege emisiunile. Eu am venit atunci cu un suflu nou, am adus papioanele acestea colorate, papioane ce nu le găseai. Și toate televiziunile au fost curioase. Uite, un tânăr de 20 de ani a început să facă papioane, uite ce aduce el nou, ce ne propune. Și începeam invitațiile foarte, foarte dese la emisiuni. Nu aveam unde să rămân în București, nu aveam ce să fac în București, pentru că nu cunoșteam pe nimeni, nu știam absolut nimic. Și atunci aveam emisiune seara la 19 și dimineața la 8. Nu puteam pleca la Craiova să mă întorc, în primul rând că risipeam niște bani pe care nu-i aveam, în al doilea rând că nu-mi permitea timpul. Și am decis că trebuie să rămân să dorm în București. Și timp de vreo 6 luni de zile petreceam nopțile pe băncile de la Gara de Nord, de acolo din zonă. N-am lăsat niciodată să se vadă. Ajungeam la televizor, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Noi suntem fresh, avem ceva de promovat, avem ceva de vândut. Și timp de 6 luni de zile, cel puțin 3-4 nopți pe săptămână erau petrecute acolo. Asta ca să poți ajungi în fața camerelor de filmat, ceea ce iubeai, de fapt. Ceea ce iubeam și ceea ce știam că îmi va aduce o bunăstare la un moment dat. Simțeai lucrul acesta? Adică da. Aveai o viziune către viitor și simțeai că vei avea reușite, chiar dacă la vremea respectivă făceai atâtea compromisuri și atâtea sacrificii? Da, și vreau să spun că
au fost foarte multe momente în care mâncam o pungă de pufuleț și beam 5 litri de apă doar să fiu sătul. Eu de-aia am avut talie de 60 până acum câțiva, până acum 2-3 ani. Adică au fost momentele acelea când treceai pe lângă o cofetărie și poftei. Îți curgeau ochii pentru că nu îți permiteai să iei o prăjitură de 2,50 lei era o prăjitură atunci. Foarte multe momente de genul acesta și cred că ele m-au întărit și m-au făcut să apreciez fiecare lucru pe care l-am în momentul de față. Și convingerea, voința de a continua și totul a venit din partea publicului. A venit din partea publicului pentru că eu după prima emisiune, când am ieșit din studiouri, telefonul meu suna non-stop. Suna non-stop și îmi cerau un papion, 10 papioane, 100 de papioane, 500 de papioane. Și cine se ocupa să coasă aceste papioane? Doar tu? Doar deci eu. Deci nu te ajuta absolut nimeni. Doi ani, da, cred că un an și 8, în 2 ani de zile am fost singur. Eu lucram în acel moment la un showroom de amenajări interioare, făceam design interior și lucram de dimineața de la 9 până seara la 7. În momentul în care plecam de la job, mergeam acasă și făceam papioane până reușeam să termin, că terminam la 3, că terminam la 4 dimineața. Și aveai o mașină de croitorie care... Nu, care papioanele nu au nevoie neapărat de o mașină de cusut. Ai nevoie de cusut manual, ceea ce necesită mult mai mult timp de lucru. Și materialele din care le făceai, că bănuiesc că nu-ți permiteai financiar... La început, când m-am lansat, când a venit această idee, a venit din simplu fapt că îmi doream foarte mult să mi-accesorizez. Aveam un singur costum și aveam evenimente, aveam emisiuni de prezentat și nu permiteam nimic altceva. Salariile la un post local sunt delăsătoare, iar eu nici n-aveam salariu, eram colaborator. Încercam să-mi schimb ținuta, neavând altă ținută, m-am gândit, trebuie să găsesc la costumul ăsta să-i pun tot timpul altceva să pară diferit. Și așa am ajuns la aceste papioane care mi-au schimbat viața și care mi-au schimbat ținuta în momentul respectiv. Nu-mi permiteam să cumpăr materiale, știm cu toții, se dă o jumătate, un metru, doi metri, adică nu ți se poate da foarte puțin. Tocmai de papion, ce te-am întrebat din da, ce? La un papion ai nevoie de foarte puține lucruri și eu m-am gândit sub felul următor că mama are niște rochii pe care cred eu că nu le mai poartă. Și prima dată am început cu rochile pe care știam sigur că nu le mai poartă, după care i-am tăiat toată garderoba. Și toate rochițele au fost făcute papioane. Am și acum foarte multe papioane făcute din rochițele mamei, special oprite pentru sufletul meu acolo. Și toată activitatea mea a început toamna, când deja era foarte răcoare, și o întrebam pe mama, tu mai porți rochița asta? Și ea, săraca, îmi spunea că nu mai poartă, dar nici eu nu eram prea conștient, nici ea, o mai porți pe viață sau nu o mai porți acum că e frig? Ea, săraca, îmi spunea că nu le mai poartă, că deja a venit toamna și nu mai e cazul. Și în primăvară, vară, când am ieșit, ea nu mai avea o rochiță în casă. Dai seama, a fost și atunci un moment de furie, a fost și atunci un moment de ceartă, pentru că părinții mei fiind crescuți în așa fel încât să, nu știu, distanți de acest segment al afacerilor, al modei, al televiziunii, pentru ei era ceva total străin. Nu înțelegeau foarte, foarte ușor și credeau că îmi pierd timpul în loc să, eu știu, să studiez. Tata, spre exemplu, și-a dorit să fiu preot. Mama și-a dorit să fiu polițist. La un moment dat s-au schimbat, au mai de să facem ceva pe protecția mediului. Că uite, mai intrasem în Uniunea Europeană atunci și că va merge. Iar eu eram, lăsați-mă, adică mi-aș dori să nu. Și n-am știut niciodată ce să le spun, pentru că vorbeam cu oameni din jurul meu, lucrând într-o televiziune, îți dai seama că întâlnești tot felul de oameni. Și dacă le spuneam dorința mea de a deveni designer, îți trebuie foarte mulți bani, îți trebuie milioane, sute de milioane. Te descurajau prin da, și stăiau elanul acela. Iar la un moment dat, lucru pe care, ceea ce am învățat cel mai mult este că în momentul în care te iubești pe tine cu adevărat și ai încredere în visul tău, cu siguranță vei ajunge acolo unde îți dorești. Dacă nici tu nu ai încredere în visul tău și nu te pui pe primul plan, niciodată nu vei reuși. Poate să te îndrume oricine, poate să te îndrume cel mai bun specialist din lume,
dacă tu nu ai încredere și nu lupți pentru acel vis cu tot ce ai tu, nu vei reuși. Dar în copilărie creionai sau desenai, erai preocupat de modă, să creezi rochii sau ținute vestimentare pentru... M-a întrebat cineva la un moment dat și e des întâlnită această întrebare, de unde pasiunea aceasta? N-aș putea să spun eu, eu clar spun că este ceva nativ, pentru că mi-aduc aminte că aveam 7-8 ani și făceam prezentări de modă în spatele blocului. Puneam un sac de nailon, ne schimbam în spate fiecare cu ce aveam și după aia pe podium acolo, pe care îl consideram noi, trasat cu creta. Mi-a plăcut tot timpul ca femeia de lângă mine, indiferent cine este ea, să fie impecabilă. Dacă tu, prietenă cu mine, Lavinia, mergi la un eveniment și mergem împreună, îmi doresc ca tu să fii impecabilă. Eu trec neobservat, sunt un bărbat, îmi iau un sacou, o cămașă și am rezolvat. În schimb, tu vreau să fii impecabilă. Și așa am început cu sora mea, ea fiind mai mare cu 3 ani și jumătate decât mine, ea a fost cobaiul meu și muza și cobaiul și săraca trecea prin toate și suporta tocuri imense, suporta 3-4 sutiene la o bluză și așa mai departe, pentru că așa mi-a plăcut mie să văd tot timpul și îmi doresc în continuare ca femeia de lângă mine, indiferent cine este ea, să fie impecabilă. Dar spune, ce cursuri ai urmat în domeniu, ulterior liceului? Ulterior și deschiderii afacerii am început să urmez aceste cursuri pentru că nu mi-am permis financiar și mi-a fost foarte greu. Dar la un moment dat, când au început să meargă lucrurile bine, mi-am dat seama că nu ai nevoie doar de o imaginație bună, nu ai nevoie doar de cunoaștere a bunului gust. Ai nevoie de a armoniza o ținută. O ținută are nevoie de un material, de o combinație de materiale, de o combinație de culori, de o cusătură anume și așa mai departe. Și atunci lucrurile acestea nu ți le poate spune decât un specialist. Am urmat în Spania, în Malaga mai exact, am fost acolo cu un proiect european, m-am îndrăgostit de acel oraș și la câțiva ani după am revenit să urmez cursurile de design vestimentar acolo, unde am învățat exact ceea ce îmi doream. Și o să vă spun, cred că spun în premieră, așa prietenilor le-am mai spus, doamna de acolo m-a certat și mi-a spus că eu niciodată nu o să reușesc în viață. Am fost 30 de cursanți la acel curs. În schimb, eu urăsc lucrurile monotone, urăsc lucrurile ce nu îți aduc un beneficiu. Și atunci ei, oamenii, specialiștii, au o fixație a lor spre desen. Mie nu-mi place să desenez. Nu-mi place să desenez din două motive foarte simple. În primul rând, se pierde foarte mult timp. În al doilea rând, ce se face din creion nu se poate face în mașina de cusut. Doar în anumite situații poți copia unul la unul, dar atât de rare sunt acele situații încât nu. Și atunci eu prefer să lucrez cu materialele, să lucrez cu clienta, să lucrez cu omul și să vadă exact. Adică e foarte ușor, toți, crede-mă, în 3 lecții, în 3 cursuri de desen, înveți și tu care n-ai pus în viața ta poate mâna pe un creion să faci o schiță. Nu e ceva wow să faci o schiță. Dar nu te ajută foarte mult. Am întâlnit schițe, am ajuns, că am o meserie atât de frumoasă ce m-a făcut să cunosc atâția oameni și sunt binecuvântat de Dumnezeu să văd toată lumea asta, tot globul pământesc. Și am întâlnit un designer la un moment dat, cel pe care eu îl apreciez cel mai mult, este vorba de Zuhair Murad, și am primit o schiță cu o rochie pe care urma să o aibă într-o colecție și la un moment dat au renunțat să mai aibă acea rochie în colecție. Crede-mă, Lavinia, că pe baza acelei schițe am lucrat, cred că, 8 luni de zile și n-am reușit să-i dau de cap acelei rochii. Îți dai seama, neavând o relație de prietenie, neavând nimic, nu puteam să sun, auzi, spune și mie, te rog, de ce nu-mi iese? Și a trebuit să studiem și să studiem să ne dăm seama că nu se poate pune în practică. Cu croitorese, cu croitori, cu prieteni de la un arte, cu tot. Pentru că
făcuse o greșeală în acea schiță din creion pe care tu nu o puteai reproduce. Puteai reproduce rochia în proporție de 90%, dar acel 10% nu se putea. Și asta spun, mie mi s-a mai dovedit încă o dată că aceste schițe nu sunt cheia unui succes. Aceste schițe sunt, da, ne place, desenăm și noi, ne facem o idee, să nu uităm că, uite, schițezi ideea, dar schițezi câteva idei din acea rochie. Nu o poți schița 100%, pentru că în momentul în care intri în mașină e total diferit. Pe lângă cursul de design, unde am învățat să asociez materiale, culori și toate cele, să combin anumite nuanțe, am urmat cursul de croitorie de bază, cea în care intri în mașină și știi să faci o rochie. Ți se aruncă un material în brațe și trebuie să faci rochia de la A la Z. Așa cum un mecanic auto, dacă nu lucrează acolo sau n-a lucrat o lungă perioadă la repararea mașinii, nu poate să conducă un atelier de reparații auto. Așa este și în cazul nostru. Eu nu pot conduce niște doamne. Într-adevăr, eu nu mai pot lucra în mașina de cusut pentru că nu-mi permite timpul. Sau atunci când îmi permite, cu siguranță sunt acolo. Și atunci eu trebuie să coordonez niște oameni. Eu nu-i pot coordona dacă eu nu știu teoria. Corect. Dacă eu nu cunosc totul. Atunci când doamna îmi spune, păi mie nu-mi iese mâneca cu 7 falduri. Eu îi spun, păi dacă ați croit-o de 60 acolo sus, faceți faldul de câte 10 sau 5-5-5 și au ieșit cele 7 falduri sau o chestie, ca idee, să mă poată înțelege oricine. Cunosc meseria asta de la cel mai mic fir de ață până la cel mai dur fir de ață, dacă putem spune așa. Și doar așa poți face. Mă întâlnesc în depozitele de materiale cu fete care au dispus de bani, dispun de bani, au un pic de bun gust și creează câteva rochii, le spun doamnelor ce să creeze și nu știu ce să cumpere. Și cumpără pentru o rochie atât 3 metri de material, pentru că așa li se spune de la atelier. La mine nu e cazul acesta. Doamnele mele doar lucrează ceea ce eu le dau. Eu n-am nevoie ca doamna să îmi facă lista de cumpărături, eu n-am nevoie ca doamna să-mi spună ceea ce să-și cumpere la mașină și așa mai departe, pentru că ani de zile eu am lucrat cot la cot cu ele. La mine n-a existat și nici acum nu există patron angajat. Dar nu simțeai, n-aveai momente în care simțeai că ai obosit, în momentul în care doar tu făceai această meserie? Da. S-a întâmplat să-ți vină să renunți? Da. De foarte multe ori, foarte, foarte multe ori. Și totuși ce te motiva să mergi înainte, Florin? Mă motiva bucuria și cerința clienților. Poate sună ciudat, poate sună aiurea, nu știu cum, dar pe mine, în toată viața asta, publicul, oamenii care mă cumpără haine, mă ascultă, mă cheamă la evenimente, mă înalță, mă duc către ceea ce eu îmi doresc să fac. Ți-am zis, la început nimeni, și când spun nimeni n-a avut încredere în nimic din ceea ce fac eu. Nici în televiziune, nici în muzică, nici în modă, nici dar în de nimic. Ce? De ce? Nu-mi pot da seama. Pentru că nu aveai o poziție financiară bună, pentru că nu te puteai promova și în alt fel? Probabil. Toată lumea credea că e o joacă, toată lumea credea că eu am și început de foarte tânăr. Să vezi un copil la 17, 18, 19 ani, că el își are totul pe listă făcut și că vreau să spun că ieri am primit telefon de la Cosmin Man, pe care îl salut, producătorul emisiunii, și m-a invitat la această emisiune. Pe drum, veneam de undeva și pe drum mă gândeam că eu la un moment dat mi-am făcut o listă în viața asta. Numite etape în viața mea și mai am puțin și fac 30 de ani. Mulți ani zile. Înainte, Florin. Mulțumesc la fel. Și mi-am propus ca la 30 de ani să am casa mea, să am o mașină pe sufletul meu. Mă rog, să am o carieră cu o notorietate, nu este ea cea mai mare notorietate, dar este o notorietate, și să am o fetiță. Și iată că peste puține zile se fac 30 de ani, am o casa mea, așa cum eu doresc. Să fii sănătos, să te bucuri de ea, să stăpânești cu plăcere, că e pe munca ta. E pe munca mea și totul este pe munca mea, chiar dacă au fost oameni care m-au ajutat cu relații, cu orice altceva, dar munca a fost a mea.
Am o mașină pe care mi-am dorit-o, am o carieră frumoasă și uite, asta dovedește faptul că eu astăzi sunt aici la voi. În schimb, nu am o fetiță. Dar ai iubit. Iubesc, am iubit. În schimb, e foarte greu. Adică asta am întâmpinat eu. E foarte greu să găsești persoana care să te înțeleagă. Nu am o meserie să plec dimineața la 7 și să mă întorc seara la 4. Și acolo s-a terminat. Eu astăzi pot pleca în America și să mă întorc peste 2 săptămâni dacă am un contract. Eu azi pot pleca să ocolesc țara și să vin peste 1 săptămână acasă. Pentru că asta mi-e meseria și o iubesc și îmi doresc să fac asta. Dar nu cred că găsit. Pot fi aceste două lucruri, viața personală, sentimentală, în egală măsură cu cariera? Adică niciodată. Cumva trebuie să alegem niciodată nu le în poți favoarea avea pe toate. Unei din ele. Niciodată nu le poți avea pe toate. Și cred că este singura neplăcere pe care le-o aduc părinților mei. Faptul că nu am o familie așa cum are sora mea, așa cum ai tu, așa cum au foarte mulți. Pentru că tu ai 2 copii minunați care orice s-ar întâmpla în lumea asta, ei sunt acolo. Știi? Mi-aș dori și eu să am un copil. Spun eu că îmi doresc o fetiță, dacă ești băiat cu atât mai bine. Nu am nimic. E pur și simplu o dorință mea. Știi cum e? Fetele sunt ale taților, băieții sunt ai mamelor. Ceva pentru de, ei sunt și eu recunoscătoare bunului Dumnezeu pentru copii. Și cred că este împlinirea ta cea mai mare, cea mai mare realizare. Asta cred că m-ar face pe mine un om complet. Dar sunt convins că va veni și acel moment. O să sunt vină. Ferm convins că va veni. O să-ți preia talentul acesta pentru meseria pe care o ai, fie de artist, fie de designer vestimentar, fie poate în croitorie să te ajute acolo. Să știi că foarte mulți părinți evită să îndrume copiii spre același segment în care se învârt ei. Vorbim strict de partea noastră artistică, nu știu. Poate la medicină, da, mamă, mergi pe calea mea că e bine. Ca noi, artiștii, sunt foarte puțini cei care își doresc. Eu mi-aș dori să am o fată să fie de 10 ori mai talentată decât mine și să fie de 2000 de ori mai ambițioasă decât mine. E recomandat ca și copiii să-și depășească părinții. Da, da. Și eu sunt convins că dacă aș avea un copil, m-ar depăși cu mult. Care au fost întâlnirile miraculoase din viața ta care au contribuit la nivelul la care astăzi ești, la vârsta de aproape 30 de ani, Florin? Au fost multe întâlniri și poate unele oamenii aceia sunt convins. Vorbeam cu ei acum ceva timp și nu-și mai aduc aminte de acele întâlniri. Eu mi le aduc aminte pentru că au fost cheia spre viitor. Și pot să spun, întâlnirea care a început să prindă, după care a început să prindă contur cariera mea, a fost întâlnirea cu Loredana Grozan, un om pe care eu îl apreciez, îl stimez, îl respect și tot timpul mă voi înclina în fața ei. Nu mă interesează ce scriu tabloidele, nu mă interesează ce părere are alt om despre ea, eu spun cum am perceput-o eu. Cu ani în urmă, înainte de a apărea eu inclusiv la televizor cu papioanele mele, am mers la un spectacol în Craiova și Loredana urma să presteze acolo actul ei artistic și lucrând în presă am intrat în culise și am scos un papion din geantă, văzând că ea se schimbă într-un costum țiganesc, am scos un papion înflorat din geantă și am rugat-o să-l poarte. A purtat acel papion pe scenă, mi-a mulțumit acolo, fără să-mi știe numele, ci un craiovean talentat, ci, mă rog, cum s-a exprimat ea acolo. La un moment dat a coborât de pe scenă și m-a întrebat unde îi recomand ei și soțului să mănânce. I-am recomandat eu un restaurant, nu aveam atunci aplicațiile astea eu vorbesc de 10 ani în urmă, dacă nu mai bine. N-aveam aplicațiile acestea ușor de pus, introdus restaurantul și ne ducem în fața lui. Și încercam să explic, uite, mergi de aici, faci stânga, faci. La un moment dat, săraci, nici eu poate n-am explicat corect, ce, dar nu vrei să mergi cu noi să mâncăm împreună? N-am realizat, pentru mine a fost o chestie, da, merg, a. Și acolo la masă i-am explicat ce-mi doresc să fac. Îmi doresc să plec în București și
nu știu, m-a ascultat, nu m-a ascultat și se ridică la un moment dat și îmi zice, auzi, vrei să spun un lucru măreț? Și crede-mă, am avut și-o de învățat. Mai bine rege în satul tău decât slugă în metropolă. Și vreau să spun că m-am dus acasă și mi-am desfăcut tot bagajul și am rămas în Craiova. Am mai rămas câțiva ani în Craiova. Chiar dacă făceam naveta București-Craiova, București-Craiova, am rămas în Craiova. Și mi-am dat seama că am făcut cea mai bună alegere. Pentru că în momentul acela eu nu eram pregătit. Pe mine aici jungla aceasta a showbiz-ului mă dobora în secunda 2. În schimb, în Craiova eram mult mai liniștiți, mult mai îngăduitori. Erau ai mei. Mă știau dintr-o televiziune, de undeva mă știau. Și am crescut acolo și în momentul în care eu m-am simțit singur pe mine, am venit aici. O altă întâlnire ce m-a făcut să acord de 10.000 de ori mai multă atenție aspectului meu fizic a fost întâlnirea cu regretata Stella Popescu. Un om pe care îl voi iubi toată viața și îl voi păstra în amintirea mea cum rar păstrez pe cineva. Pentru că a fost omul care mă lua de mânuță și îmi spunea tot timpul, de câte ori ne întâlneam, de câte ori aveam ocazia să vorbesc cu dumnea ei, Florin, nu uita meseria pe care ți-ai ales-o. Prima întâlnire, am fost la un eveniment mondan, acolo ne-am întâlnit, eu am mers să o felicit și să-i spun că o iubesc din suflet, pentru că foarte mulți oameni spun că în ziua de astăzi te iubesc se spune foarte ușor. Eu nu-l spun ușor. Eu dacă simt că țin la tine destul de mult, îți spun te iubesc. Dacă nu, îți spun ești simpatică, ești frumoasă, ești drăguță, ești și așa mai departe. Te iubesc, într-adevăr, îl spun atunci când am sentimentul acela puternic. Și eu mergând să-i spun că o iubesc din suflet și că o apreciez pentru aparițiile, pentru eleganța, pentru inteligența, pentru carieră, pentru tot, am rămas și am schimbat câteva vorbe. Și mă întreabă, zice, ce meserie? După ce îi spun eu că sunt designer, îi spun că, uite, cochetez cu televiziunile, mă ia așa de mână, îmi pune mâna dumneai pe mâna mea și zice, Florin, ce meserie ai tu? Și eu, designer, prezentator, MC, ce gândește-te mai bine, ce meserie ai tu? Și atunci am fost blocat pe moment. Și zic, păi, asta fac, adică, și zice, nu. Cea mai importantă meserie a ta este aceea de persoană publică. Tu ești o persoană publică ce aduce frumusețe și bucurie în sufletele oamenilor. Oamenii te văd la televizor acum, aranjat, la sacou, frumos. Și mâine sau peste o oră după ce ai ieșit din emisiune, îți ciufulești părul, îți iei cei mai urâți pantaloni pe tine și pleci în piață să cumperi roșii. Tu ai dezamăgit omul acela care s-a uitat la tine, l-ai dezamăgit complet, pentru că omul ar vrea să-l vadă pe artistul Florin Burescu, că de-aia ești artist. Nu contează în ce segment, de-aia ești persoană publică. Te vrea țiplă. Nu spune nimeni să-i fracu pe tine când mergi la piață, dar trebuie să ai o ținută armonioasă, curată și tu să fii cu zâmbetul pe buze non-stop. Și din momentul acela mi-am dat seama că atunci când mergeam să prezentăm zilele unui oraș, unei comune. Și hai că nu mă vede nimeni, că să zic două vorbe pe scenă, lumea e la un kilometru distanță de mine, nu mă vede nimeni. Și iau și o tricou ăsta, e mai ponosit, dar iau. Și crede-mă că nu era bine. Pentru că oamenii te vedeau. Nu te vedeau 10.000 cât sunt în fața ta, dar te vedeau 3, 4, 5, 10. Și poate erau cei mai importanți pe care tu îi dezamăgeai. În momentul acela am intrat în dressing, mi-am aruncat tot ce nu este ok. Și acum, la mine intri în dressing și găsești doar haine pe care le pot purta oricând, oricum. Adică nu găsești lucruri pe care să zici, lasă că o să le port eu, că mai slăbesc, mă mai îngraș, sau chiar dacă nu mai vine, îl iau pe sub. Nu. Ne dezbrăcăm, dăm sacou jos, ne dăm pantofii jos, avem șosetele noi, curate, frumoase, indiferent că sunt de scumpe sau de ieftine. Și iarăși a fost o luptă pentru mine să fac această schimbare, dar o luptă în bine. Iar o altă întâlnire scurtă, o să mă rezum foarte scurt, a fost acum, când a început această, eu știu, nebunie, pandemie, cum fiecare îi zice în felul lui. Pentru mine a fost dură. A fost o lovitură și o încetare a întregii mele activități și am simțit atunci câteva luni la început, că toată munca mea s-a dus de râu. Și nu aveam nimic, mi se luase tot. Tot.
mi s-a luat. Pentru că am fost strâns legat de Horeca, eu unul sunt strâns legat de Horeca, Horeca la pământ, automat am picat cu totul. Și am clacat și eu, ca orice om care la un moment dat clachează că simte că nu mai are nicio ieșire. Și atunci am întâlnit un om, Dana Melcescu se numește, e psihoterapeut și expert în terapia BARS, care m-a făcut să-mi dau seama că eu pot să fac din cenușe aur. Și am reușit. Și am trecut cu bine. Care au fost cuvintele de aur pe care ea ți le-a spus și te-a făcut să ai încrederea asta în tine? Nu mi-a spus un cuvânt, două anume, ci m-a făcut să-mi dau seama că atunci când spun că în acest pahar nu se poate pune apă, o să universul o să-mi dovedească că pot pune apă nu numai în pahar, ci și în ghiveciu cu flori. Secretul fiind să ai încredere în tine. Să ai perfectă încredere în tine și să vorbești foarte mult cu tine. Se spune că oamenii care, în momentul în care au greutăți, stau doar ei cu sufletul lor și pun la punct și rezolvă acele greutăți, sunt cei mai puternici oameni. Nimeni din prietenii mei, care sunt foarte puțini, prieteni de suflet, nu a știut că eu 2 luni de zile n-am putut să beau apă, am plâns non-stop și am simțit că lumea mea se termină. Prieteni cu care vorbesc zi de zi, pe care îi văd zi de zi și așa mai departe. Dar de ce te-ai închis atât de mult? Nu m-am închis. Am simțit că nimeni nu poate trăi ce trăiesc eu și nimeni nu îmi poate da cel mai bun sfat. Ci eu trebuie să stau cu mine și crede-mă, am în hol când intru o oglindă și la vinea am stat pe scaunul acela în fața oglinzii și am vorbit cu mine tot. De ce, Florin, crezi tu că nu mai merge? De ce, Florin, nu mai ai nicio comandă? Ce trebuie, Florin, să faci? Unde trebuie să lucrezi, Florin? Ce poți să faci tu altceva? Ai făcut orice, ai vândut roșii, castraveți, e nevoie să le mai vinzi odată? Mai vindem încă o dată. E nevoie să faci? Și atunci, toată perioada asta, am lucrat eu cu mine și în momentul în care tu, ca prieten, m-ai sunat pe video, mi-am șters lacrimile și am râs cu gura până la urechi și ți-am spus că hai că reușim. Chiar dacă nu aveai nimic palpabil la vremea aceea și nicio garanție că îți vei putea reveni. Și niciun leu în buzunar. Și totuși, cum ai ieșit din această perioadă grea? Am ieșit cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că mi-a adus în cale proiecte frumoase, mi-a adus oameni care m-au sfătuit ce trebuie să fac. Fără ca tu să-i cauți. Fără ca eu să-i caut. Și ca să vezi că, știi, totul este, merge, eu cred că noi în această viață ne învârtim așa într-un cerc. Și cercul acela are la un moment dat anumite țepe, anumite obstacole. Și noi mergem, poate suntem norocoși și acel cerc are doar un obstacol. Și mergem foarte bine mult timp și doar odată la foarte mult timp ne lovim de acel obstacol. Așa l-am simțit eu acum. Am simțit că m-am întors la obstacolul acela greu pe care l-am avut cu mult timp în urmă și că nu o să-i pot face față. În momentul în care au început lucrurile să meargă, undeva după o jumătate de an, am mai întâlnit iarăși o piedică foarte mare. Și tot ce clădisem, tot în momentul în care trecusem de cenușe și puteam să-mi permit foarte multe lucruri, a venit acest hop care mi-a dobărât iar tot castelul. Era exact ca mănăstirea lui Manole. Deci, construisem și la un moment dat a venit un fulger și mi-a dărâmat tot. Și au intrat. Mi s-au spart toate rețelele de socializare. Eu trăind din rețelele de socializare în acea perioadă. Au picat toate contractele pe care le aveam. Și a fost iarăși un moment în care 2 zile simțeam că revin la starea aceea. Și mi-am zis, ai reușit? 1000 oară. Vei reuși? Și a 10.000 oară. Hai că se poate. Și am plecat. N-am stat în această pandemie o secundă acasă. La ora 7 mă trezesc, 7:30, 8, îmi plecam din casă și plecam. Nu aveam un traseu, nu aveam un obiectiv, nu aveam nimic. Plecam să mă întâlnesc cu oameni, să mă întâlnesc cu situații care să mă ajute să scap și să îmi fie bine. Și așa a fost. Și te-am întâlnit pe tine și l-am întâlnit pe X și l-am întâlnit pe Y și oamenii aceștia m-au ajutat. Și mai am oameni cu care vorbesc pentru că tot timpul îmi dau mai mult elan decât am eu. Sunt oameni de succes,
de la care nu m-am plâns niciodată și de la care n-am cerut niciodată, cu toate că mi-ar fi putut pune lumea la picioare. Și nu, am vrut doar sfaturile lor și să-i aud încurajându-mă, spunându-mi, tu poți să faci asta. Deși oamenii ambițioși și cu energie pozitivă. Foarte ambițioși. Aș vrea să revenim puțin și la profesia ta. Spune-mi, te rog, cât contează cum ne îmbrăcăm? Cum rămâne cu expresia că nu haina îl face pe om? Eu nu sunt de acord cu această expresie. Eu am spus clar și categoric de fiecare dată că haina îl face pe om în 99% din cazuri. Noi ca oameni, noi ca indivizi, suntem concepuți să judecăm în primul și în primul moment după apariția fizică. Că ești frumos, că ești înalt, că ești bine îmbrăcat, de aici începe totul. Ne uităm că mergem îmbrăcați extraordinar de bine să plătim o rețetă, să plătim o factură, ceva, și doamna de acolo zâmbește, se uită și admirativ, îi și place, se comportă altfel. Și mergem în pijama, cu părul strâns în conci și doamna de acolo, da, așteptați un pic, că vine domnul. Da, mai stai. Este o atitudine pe care o are, cred că, orice om. Suntem puțini cei care nu ne interesează și ne uităm. Și eu recunosc, când merg la un eveniment, anunți de prezentat, nu știu ce, mă așez la masă și prima jumătate de oră toc toți invitații. În mintea mea, nu trebuie să toc dacă ești tu cu ești mine, criticul... dar eu cu mine și zic, băi, da, de ce n-a putut să pună pantofiul rumaru și l-a pus negru? Băi, da, de ce a luat rochia cu spatele gol dacă n-are spatele? Sau e bronzată cu sutien? Sau tot felul de astfel de lucruri. Eu recunosc, eu fac lucrul ăsta și eu sunt convins că toți îl facem. Toți, dar unii recunoaștem, alții nu recunoaștem. Cum îți alegi, Florin, hainele? Ție, haine. Când te simți tu cel mai special și cel mai admirat? Un exemplu de urmat. Mă simt clar în costum, mă simt elegant, mă simt cu haine de foarte bună calitate. Mie îmi place segmentul acesta al eleganței. Încerc și eu acum să mai renunț, să nu fiu atât de formal, să nu fiu atât de elegant, pentru că asta este segmentul meu. Eu trebuie să arăt că se poate și altceva. Adică eu nu pot să încurajez un tânăr să fie nonconformist dacă eu sunt mereu sobru și așa. Adică trebuie să-ți arăt, bă, uite, și eu port acum. Fiecare haină trebuie pusă în funcție de personalitate. Tu ai un corp perfect, da? Și logic ți-ai permite orice să porți. Eu spun și ți-am spus-o și în rubrică de multe ori, nu îți stă bine în orice. Nu contează că ai corpul perfect, că ai înălțimea corectă, că ai tot ce vrei tu. Trebuie să te reprezinte acele haine pe tine. Și asta fac eu. Eu îmi aleg haine care să mă reprezinte și haine în care să mă simt eu bine. Și în momentul în care eu mă plac pe mine, nu mă mai interesează ce spune celălalt. Dar știi că voi în rubrica aceasta designerilor vestimentari aveți câteva reguli pe care mulți dintre voi, nu că le impuneți, dar îi sfătuiți pe cei de acasă cu privire la o femeie, să zică tocul, dimensiunea lui, dimensiunea rochiei și multe alte detalii. Contează aici și brandul obiectului de vestimentație, pentru că, vezi, s-a întâmplat să te însoțești și eu la evenimentele mondene în care chiar sunt ochii de sus până jos pe respectiva persoană. Și da, să se comenteze vis-a-vis de asta. Cine pune accent pe aceste elemente, brandul să fie cât mai mare și așa, acolo vorbim de snobism. Recunosc, tot timpul recomand un pantof de calitate. Nu încape discuția. Dar în același timp îți spun, dacă nu-ți permiți acel lucru, nu îl lua. Adică nu lua replică, exact. Nu lua o copie proastă pe care nu știi să o porți. Nu, ia-ți ceva foarte simplu. Le-am spus tot timpul, doamnele trebuie să aibă în garderobă așa. Pantof argintiu, pantof auriu, pantof negru, pantof roșu. Sandală aurie, nude, roșie și neagră. Dacă le ai pe astea în garderobă, la încălțăminte, cele mai simple modele, vorbim de stiletto foarte frumos conturat, că sunt acum 10.000 de modele de stiletto, vorbim de cel frumos conturat, vorbim de o sandală finuță, cu două barete, una sus, una jos, nu vei da niciodată greș cu aceste lucruri.
Dar doamnele noastre încearcă să epateze cât mai mulți clipici, cât mai mult, că am văzut-o eu pe J-Lo. Păi da, da, tu ai văzut-o pe scenă. J-Lo pe scenă, exact. Tu mergi la nuntă, unde mesenii sunt bugetari. Adică hai să încercăm să facem o diferențiere, hai să încercăm să vedem când trebuie fracul purtat și când trebuie rochia de catifea purtată. Adică aici ne împotmolim noi. Despre fotomodele, ce părere? Mai există la noi fotomodele de succes? Colaborezi cu ele? Colaborez cu ele, mai mult sau mai puțin. Mie nu-mi plac acele fotomodele autentice, cele pe care nu stă nicio haină, ele săracele fac foamea toată viața și arată ca o scândură de gard și pui o rochie, n-are nicio formă, n-are nimic și merg așa pe scenă, cu mâinile drepte pe lângă ele. Mie nu-mi place așa ceva. Eu nici am făcut tu nu spui ținuta în valoare. Nici eu nu-mi pun ținuta în valoare, nici omului nu este drag să se uite la așa ceva. Eu am făcut prezentări de modă, îi mulțumesc lui Dumnezeu în toată lumea asta, în afară de America, unde n-am putut ajunge, trebuia să ajung anul trecut, dar cu siguranță voi ajunge. În rest am dat ocol acestei lumi și am făcut prezentări de modă unde vrei tu. Spune-mi o țară și eu îți spun că acolo s-a făcut. Și am reușit să aduc tot timpul în fața oamenilor femei normale. Eu, decât să aduc un manechin internațional care a prezentat pentru GG sau nu știu ce sau nu știu cum, eu prefer să te aduc pe tine, o fată cu un corp armonios, o fată care dă valoare acelei rochii și le arată doamnelor de acolo că o mamă mică de doi copii, o prezentatoare sau o fată care merge la bancă de zi cu zi, poate îmbrăca rochiile mele și le poate pune în valoare și arată demențial. Eu asta vreau, ca oamenii normali să nu se simtă diferențiați. Într-adevăr, lucrez cu foarte multe vedete, îmbrac foarte multe vedete, dar asta mă ajută pe mine ca marketing să ajung la urechile și în văzul oamenilor normali. În schimb, 99% din clientele mele de la atelier sunt femei normale. Normal. Sunt femei care nu au 90-60-90, au 5-10-12 copii. Adică, dar până la urmă abordarea de acolo vine și... Exact. Și asta îmi doresc. De-aia de multe ori nu găsiți cele mai profi fotografii la mine pe Facebook cu cliente. Nu-mi doresc să fac ședințe foto, e foarte ușor și știi bine, nici nu trebuie să dai bani. Ai chemat un fotograf, îi faci reclamă și lui, îi faci reclamă și locații respective, ai pus un manechin adevărat acolo, îți pozează rochile și ai fotografiile acelea glamuroase. Nu, eu mi-am dorit ca oamenii să vadă că orice femeie poate purta. Bine ai punctat, dar dacă apăreai, de exemplu, Florin, cu un cocoș pe umăr sau cu o gâscă îmbrăcată în tiutiu, aveai mai mult impact? Aș fi avut mult mai mult impact la urechile oamenilor, dar n-aș mai fi avut același respect din partea publicului. Aș fi fost mult mai sus ca imagine. Ar fi auzit toată România de mine. Știi care e scopul meu în această viață? Și îl spun la televizor, cu toate că oamenii din segmentul nostru o să râdă, o să mă șicaneze toată viața. Știi care e scopul meu? În momentul în care treci pe stradă și ai spus Florin Burescu, câinele să înceapă să latre că mă cunoaște. Asta este scopul meu. În momentul în care eu voi ajunge aici, simt că este apogeul. Puteam să ajung aici. Puteam să ajung ca România să mă cunoască de la A la Z. Am primit contracte de prostituție, cum le spun eu, o grămadă. Și bani frumoși. Și puteam scăpa din sărăcie de mult. Și puteam fi acum pe buzele tuturor. Dar nu mai eram eu Florin Burescu. Era un produs de marketing Florin Burescu. Lucrez cu agenții de marketing, lucrez cu PR, și au tendința la un moment dat să mă scoată altfel. Și le-am spus, eu nu pot. Și așa am făcut foarte multe compromisuri. Am făcut lucruri pe care nu-mi doream să le fac. Am fost în situații pe care nu aș fi vrut să, prin care n-aș fi vrut să trec. Și care este compromisul pe care a trebuit să-l faci și prin care ai trecut și de care nu ești mândru? Păi, în primul rând, că am fost nevoit să creez foarte multe rochii, haine, pe care nu îmi doream să le creez niciodată sau nu aș fi vrut să poarte ața pe care eu o am în atelier. Asta mi se pare cel mai urât lucru, dar avem facturi, avem rate, avem de toate. Și atunci trebuie să facem. Asta pentru mine este un compromis. Îmi doresc atât de mult să am acel atelier în care găsești doar rochile pe care eu le vreau. Și dacă tu te regăsești în acele rochii, să le iei. Dacă nu, să nu mai stăm, că eu vreau
să fiu adică ca să ajungi la un nivel brandul Florin Burescu. Cumva. Brandul există Florin Burescu, că eu nu copiez 100%, adică eu nu ți-au rochia asta și gata, îți mai fac încă 5 ca aia. Pornim, într-adevăr, recunosc și le-am spus tuturor, este normal ca eu să le cer clientelor anumite poze. Așteptările cu, pe care le-am. Da, și anumite poze cu modele, pentru că eu te văd pentru prima dată în viața mea. Așa cum ți-am spus, ai un corp perfect, dar nu ți se potrivește orice și atunci am nevoie să văd în ce segment mergi tu. Mergi spre elegant, mergi spre extravagant, mergi spre casual, mergi și doar așa, văzând câteva idei ale tale, putem contura noi ținuta perfectă. Avem și cazuri în care nu, eu vreau să arăt ca D da, sau de ca exemplu, Y. Fiecare rochie, fiecare colecție, fiecare accesoriu special creat are câte o poveste în spate. Așa este. Tu de unde te inspiri? Mă inspiră foarte mult fetele și femeile din viața mea. De acolo pornesc. Recunosc și nu mi este greu să spun că Maria Constantin a fost muza și este muza mea în tot ceea ce ține reinterpretarea și combinarea folclorului cu designul vestimentar. Nu mi este rușine să o spun. Mulți zic că o spun că e prietena mea. Nu! Această fată, înainte de a deveni prietena mea, a fost muza mea, a fost inspirația mea. Mult timp înainte de a deveni clienta mea și prietena mea și așa mai departe. Având o felul de proiecte în care depășești un pic granița asta de designer și treci spre stilist, la fel am repere din muzica populară, atunci când vine vorba de portul popular, din muzica ușoară, atunci când vine vorba de, nu știu ce, din actorie. Și așa îmi creez femeile de mă înconjoară. Eu, într-adevăr, sunt înconjurat de foarte multe femei, extraordinar de frumoase, extraordinar de deștepte. De aici pornim, de la ele. Să nu crezi că stau și mă uit pe cer și văd eu desenat printre nori o fustă. Vezi, nu mi s-a întâmplat niciodată. Te văd pe tine și zic, uite ce picioare frumoase are Lavinia. Ar trebui o fustă așa. Mă vizualizez îmbrăcată exact. Cu ceea ce gândești. Exact. Voi, cele care sunteți lângă mine, mă inspirați. Nu mă inspiră nimic altceva. Nu stau să caut, să văd. Pe mine nu mă interesează ce se poartă. Florin, dar pentru viața personală când mai ai timp? Tocmai asta e, că nu avem timp. Tocmai asta e. Crezi și... că asta e oful pe care părinții tăi îl au? Părinții mei, da, împlinit? Eu nu. Părinții mei iau acest oful. Și regretul tău care e? Nu cred că am un regret în viață. În schimb, cred că cel mai rău îmi pare că nu am fost un pic mai ambițios în adolescență. Am suferit de bullying eu și lucrul acesta îl puteți vedea pe canalul meu de YouTube. Am făcut la un moment dat un vlog, m-am filmat singur în mașină și m-a afectat foarte tare. Adică mi-a tăiat toată încrederea pe care eu o aveam în mine. Aceasta a fost aripa frântă din trecut? A fost prima aripă frântă. Prima aripă care mi-a îngreunat mie foarte mult timp ascensiunea. Pentru că n-aveam curaj să fac nimic, să spun nimic. Pentru că așa știam că sunt un prost, un retardat, un urât, un frustrat. Așa știam eu. Și n-aveam curaj să spun, Lavinia, ești frumoasă, pentru că ți-era eu credeam de răspunsul că meu. Vei râde de mine. Vrei să spun, apropo de viața personală, eu n-am cucerit niciodată. Eu am fost cucerit de fiecare dată. O singură dată am cucerit, dacă pot spune așa, a fost un moft al meu. Vorbind de o persoană publică, nu se dă nume și nu voi da în viața mea. Un băiat, un bărbat, n-are niciodată voie să vorbească despre relațiile din viața lui. Mi s-a pus pat și am zis, gata, orice fac ca ea să fie cu mine. Și mi-am dat seama că nu e ceea ce vedem cu toții. Mi-am dat seama că este un om extraordinar, dar nu pentru mine. Pentru alții. Și în momentul ăla am încetat. Și atunci cred că eu nu știu să cuceresc. Eu nu știu să fac avansuri de genul acesta, complimente de genul acesta. Nu. Eu când îți spun Lavinia, ești superbă, spun din suflet că ești superbă, dar nu știu să spun Lavinia, ești superbă în ideea de a te cuceri. Nu știu. Și cred că este o cicatrice din trecut în care nimeni,
Adică toți mă făceau să cred că eu nu o să pot niciodată să reușesc. În niciun fel. Și ai fost contrar jignirilor și a bullying-ului despre care vorbeai. Dar privind în urmă, de ce sau de cine ți este dor, Florin? Să spun sincer, nu mi-este dor de nimic. În momentul de față, sunt cea mai bună versiune a mea de până acum. Pot fi și mult mai bun, dar dacă facem un raport în trecut, îi am pe toți cei dragi lângă mine, îmi trăiesc toți, dar într-adevăr, cel de-al treilea bunic, cel care a fost, din păcate, în această pandemie a decedat, mi-este dor de el. Mi-este oarecum greu fără el, dar sunt și conștient că există o vârstă la care, din păcate, trebuie să mergem acolo. Și am acceptat acest lucru pentru că nu a fost nici foarte tânăr, a fost până în ultimul moment alături de mine, sănătos, bucuros de tot ceea ce am făcut, sprijinindu-mă în tot ceea ce fac. Nu mi-e dor, nu are de cine să-mi fie dor, pentru că i-am și în prezent pe toți alături de mine. Îmi e poate dor de evenimentele de altă dată, dar asta cred că ne e tuturor pentru că ne-a asistat. Dar în rest nu, sunt un om în momentul de față extraordinar de fericit și de bucuros cu tot ceea ce am și îi mulțumesc lui Dumnezeu. E nevoie de o mare iubire pentru a stimula creativitatea? Este. E nevoie de foarte multă iubire, dar, repet încă o dată, deși sună egoist, este nevoie de iubirea de sine. Dacă tu te iubești pe tine, Lavinia, dacă tu ai grijă de tine și copilul tău și mama ta și sora ta și toată lumea vor fi bine, pentru că tu îi vei putea ajuta. Dacă tu te neglijezi pe tine, nu îi vei mai putea ajuta nici pe ei. Și atunci, eu le spun clientelor sub felul următor, vin și îmi zic că eu vreau să ai grijă la mine, să lucrez mai cu atenție. Și am spus, nu mă interesează părerea ta. Eu vreau ca tu să arăți impecabil ca după tine să-mi vină încă 5 cliente. Nu mă interesează. Și sună oarecum egoist, bă, dar îl interesează numai de el. Dar nu e așa, pentru că dacă te vreau pe tine impecabilă, tu ești impecabilă. Da? Adică tot binele meu se răsfrânge asupra ta. Asta am încercat tot timpul, să fac bine, să eman bine. S-au supărat artiști, de aici că toți suntem la Etno TV și pot spune, s-au supărat foarte mulți artiști când i-am criticat între ghilimele. Eu nu critic, nu am nicio treabă. Draga mea, poți să te îmbraci cum vrei tu. Dar și pe mine m-ai criticat, pe tine mi-ai făcut curat în dulap, dar mie mi s-a părut constructiv. Oamenii n-au înțeles lucrul acesta. Ei nu înțeleg că pe lângă calitatea vocală pe care Dumnezeu i-a dat-o, el este o persoană publică și se expune. Tu, ca artist, nu-ți trebuie doar ce ai aici în gât să cânti. Nu, tu ai nevoie de o prezență scenică, tu ai nevoie de un moment de show, tu ai nevoie de X, de Y și, bineînțeles, de îmbrăcăminte. Florin, ești credincios? Cum crezi că arată hainele lui Dumnezeu? Este pur și simplu o togă albă sau în viziunea ta arată altfel? Eu cred că sunt cele mai simple haine posibile, dar cele mai de calitate. Sunt cele mai fine și rafinate haine pe care le poate purta cineva. Așa cum este și sufletul lui. Pentru că toți ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca o persoană la superlativ. Și atunci eu așa cred. Dar sunt convins că haina cea mai importantă e haina sufletului. Și chiar dacă te critică alții, sufletul tău știe când e bine și când e rău. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune și până data viitoare, dragii mei, să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!